Bună seara, bine v-am găsit la o nouă ediție Alternativa Or pe Music Channel. Eu sunt Hefe și în fiecare luni de la ora 22, în reluare joi de la ora 23 aveți emisiunea asta. Există un site www.musiccannel.ro/live, ceva de genul ăsta. Acolo puteți vedea live tot ce se întâmplă la noi dacă nu aveți televizor, pentru că foarte multă lume, având în vedere că e 2019, și-au aruncat televizoarele și nu prea mai are... Tu ai televizor? Nu. Exact, despre asta vorbesc. Deci cine nu are televizor, există o scăpare, onemusic.ro/live, și acolo vedeți de pe orice parte a lumii, puteți să intrați și să vă uitați la emisiunea noastră. Dacă vreți să ne scrieți pe Facebook, noi nu avem Facebook, nu, zero, și, dar nu are emisiunea, stai că e o parte bună. De fapt, onemusic.ro există pe Facebook, scrieți acolo dacă vreți să zici ceva. Și în seara asta, Marun, seara asta la noi la emisiune, eu personal am descoperit-o pe acum vreo... o lună, să zicem, 3 săptămâni, în momentul când am văzut pe un afiș Vița de Vie și mi-am zis, cine cântă în deschidere la Vița? Mi-a zis, Adi, hai, să vedem concert, de ce? Stai, bă, decembrie, super trist în decembrie, nu pot să ies din casă. Și am ascultat și pe momentul următor am zis, Adi, bă, cine e? Și uite, așa un fel de snowball, s-a ajuns până aici, avem emisiune, am mai vorbit ieri pe la radio, așa că de multe ori întrebările pe care le auzi azi, le-ai auzit și ieri. Dar așa e la televizor. Ei nu știu că ai fost și la radio. Ok, bună seara, bine ai venit. Bine te-am găsit. Bine m-ai găsit, dragii mei. Cineva sperea că am rămas fără idei. N-am rămas, fii atent, asta am inventat acum. Știu, cine e Maru? Pentru cine nu știe? O fată cu o chitară. Care face muzică pentru cine vrea să asculte. Cam atât. Hai să întreb altceva. Când a fost prima oară în viața ta când ai auzit tu muzică în jurul tău? Ți-e minte că am... aveam, cred că, vreo 7, 8, 9 ani, nu mai ți-e minte exact. Dar ți-e minte că am primit un CD cu Gypsy Kings și l-am pus vreo 2-3 ani până am... primit următorul CD cu Celine Dion. Deci de Gypsy Kings e prima amintire. Deci prima oară și ai Gypsy Kings și ei te-au făcut cumva, știu de când tu ai cântat la început la pian și pormă la chitară sau care a fost drumul, având în vedere că ea de la Gypsy Kings când nu cântau la pian aici, cântau la chitară, te-ai îndrăgostit mai întâi de chitară sau de pian? De pian mai întâi și apoi de chitară, dar a fost așa, nu, mai că n-am fost un geniu ceva, nu, părinții își doreau să, adică m-au îndrumat să fac și muzică și sport și mai multe chestii. Și, karate! Da, și muzica mi-a plăcut, m-am văzut că ușor mă și pricep. Ok, după ce ai făcut toate poveștile astea, ai fost la liceu de muzică sau școala de muzică? Cum a fost povestea? Am terminat liceul de muzică la chitară clasică și după liceu am plecat... La orice român normal. Am plecat din țară la conservator în Viena. Când ai revenit în țară? În 2014, 15, cam așa. Ok, hai să ne mai aducem primul videoclip pe care l-ai scos. A fost cea mai reprezentativă piesă la momentul ăla sau cum ai ales? A fost single-ul de pe EP-ul pe care l-am lansat astă vară. Ok, acolo sunt cât 5 piese? Da, EP-ul conține 5 piese și am ales un prim single și anume The Richest Girl in Town, la care am filmat așa un... video e mult spus, un clip e mult spus, un lyric video, așa, cu o mică poveste. Facem să vedem piesa, nu? Cel mai bine. Facem pauză, mai stăm și noi liniștiți, mai bem niște apă și vedem piesa.